În județul Hunedoara sunt disponibile 171 de funcții de conducere în unitățile de învățământ. Pentru ocuparea acestor funcții și-au depus dosarele 186 de candidați, însă 12 nu s-au prezentat la proba scrisă a examenului care s-a organizat la finele săptămânii trecute, notele obținute fiind între 3 și 9. Au trecut de acest examen cu cel puțin nota 7, care era minima pentru promovare, 117 candidați, iar cei 50 care au avut medie mai mică au fost declarați respinși. Bineînțeles că au fost depuse și contestații, iar rezultatele acestora se vor comunica pe 20 octombrie, după care concursul pentru ocuparea funcțiilor de conducere din școlile hunedorene va continua. În perioada 21-26 octombrie, candidații admiși la proba scrisă au posibilitatea să opteze pentru unul din posturile de director de la o școală din județul Hunedoara. A doua etapă este cea, așa cum am spus, este cea a interviului care are loc în data de 15 noiembrie, începând cu 15 noiembrie până în data de 8 decembrie, când, în fața unei comisii formate din 5 membri, candidații care au luat proba scrisă pot să își desfășoare, să-și etaleze abilitățile manageriale, pot să explice și să dea rezolvare unei probleme concrete din unitatea de învățământ și, sigur, vor fi verificați și ceea ce privește competențele digitale. Cei care vor trece și de proba interviului vor primi numirile în funcție în decembrie, iar de la începutul semestrului al doilea al anului școlar în curs, adică din 10 ianuarie 2022, își vor ocupa și posturile câștigate prin concurs. Parcurgând și proba scrisă și proba aceasta de interviu, cei care au luat nota 7 și la una și la cealaltă sunt declarați admiși și în perioada 20-22 decembrie se vor emite de către Inspectorul Școlar General deciziile de numire pe post. Aceste decizii de numire pe post sunt valabile începând cu data de 10 ianuarie, respectiv data începerii semestrului 2 al anului școlar. Au fost și doi absenți din motive medicale, aceștia putând să dea proba scrisă pe 28 octombrie și dacă o vor promova, vor merge și la cea de interviu. Posturile de conducere din unitățile de învățământ din județul Hunedoara, care vor rămâne disponibile, vor fi ocupate prin detașare până la organizarea unui nou concurs.